sancțiunea spre pentru poluarea mediului înconjurător. La nivelul Serviciului de Protecție a Mediului din cadrul Poliției Locale Botoșani au fost organizate și desfășurate acțiuni de monitorizare, descurajare și sancționare a faptelor ilegale, cum ar fi abandonarea deșeurilor în alte spații decât cele special amenajate. Astfel că vineri, 26 iunie, polițiștii locali au identificat 21 de persoane care au abandonat deșeuri menajere la coșurile publice sau chiar lângă acestea. Zonele vizate au fost bucurate Ovina Vârnav, Săvenilor, Primăverii, Parcul Tineretului și Parcul Mihai Minescu. De altfel, cei 21 de ne au fost sancționați. Totalul amenzilor aplicate este de 2800 de lei. Potrivit reprezentanților poliției locale, acțiunile vor continua și în zilele următoare.